PNL crește taxele sau PNL este sluga PSD sunt doar câteva dintre mesajele care apar pe afișe lipite pe panourile publice din Târgu Jiu. Afișele au imprimate coduri QR care, dacă sunt scanate, trimit pe un site asumat de USR. Conținutul mesajului este unul asumat de USR pentru că ilustrează ceea ce de fapt se întâmplă la București, în guvern și în parlament. PNL crește taxele românilor, PNL este partidul creșterii taxelor. Acest partid a trădat efectiv România, pentru că în campanie peneliștii ne spuneau că nu vor crește nicio taxă și au mințit. Au reintrodus supraimpozitarea part-time, dacă vă amintiți, prin august 2022. Au fost vreo 300.000 de oameni de angajați afectați. A crescut taxarea pe venituri din chirii la începutul anului, prin eliminarea acelor cote forfetare. Au crescut taxele pentru toți angajații din IT, pentru o parte din angajații din construcții, pentru industria Horeca, așa asta pe la începutul toamnei, pe la prin septembrie. Au crescut taxele pentru PFA-uri și pentru afacerile mici. Au afectat vreo 2 milioane de români care mai rămân cu mai puțin bani în buzunar. Deputatul Radu Miruță spune că peneliștii sunt vinovați că ajută PSD-ul să pună în aplicare măsuri care afectează românii. PSD-ul, de la care nu existau așteptări de la mediul privat, nu ar fi putut introduce nicio astfel de taxă nouă fără votul și complicitatea PNL. Pentru că PNL are Ministerul de Finanțe în acest moment. Nu se poate ca tu să stai cu PSD la masă și să spui că ești alternativă la PSD. Nu se poate să dai cu biciu pe spatele oamenilor care muncesc cinstit în țara asta, de la ei să iei din 3 în 3 luni încă mai mult, încă mai mult și încă mai mult, și banii pe care acești oameni cinstiți îi dau către stat să îi hrănească pe cei petrintorii care nu fac nimic prin guvern și prin parlament. Adică e o chestiune care deja a ajuns la limita suportabilității celor care mai au activități private în țara asta. Asta este ceea ce face acest Partid Național Liberal și oamenii trebuie să știe că este un discurs dublu în ceea ce spun ei în județe versus ceea ce încuvințează, votează și acceptă să se întâmple acolo unde se iau deciziile în România, adică în guvern și în parlament. Mesajele anti-PNL sunt afișate nu doar la Târgu Jiu, ci în întreaga țară.